Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică poartă titlul O generație în mare pericol. Doamnelor și domnilor deputați, în ultimii 10 ani din România au plecat la muncă în străinătate peste 2 milioane de oameni. Numai în Italia și Spania există 1.400.000 de români integrați în sistem. Efectul acestui fenomen este un mare pericol pentru generația tânără. Din ce în ce mai mulți români au plecat în străinătate în căutarea unui trai mai bun, iar copiilor rămași în țară se confruntă cu probleme emoționale serioase cauzate de lipsa părinților din viața lor. Oficial sunt 80.000 de copii în România în această situație, dar statistica neoficială estimează însă un număr mult mai mare, iar consecințele asupra evoluției copilului sunt grave. Copiii rămân în grija rudelor sau una dintre părinți și pierd dragostea părinților. Psihicul copiilor este foarte afectat. Pediatrii spun că trebuie să avem în mare grijă ca în adultul de mâine se vor regăsi elementele de astăzi, sechelele pe care le are din copilărie. Din păcate, așa apar rezultatele școlare cu medii slabe, iar la gimnaziu absenteismul cu abandon școlar în unele cazuri. Lipsa părinților și dorul de aceștia îi transformă pe copii. Se înstrăinează de familie și devin apatici și de multe ori agresivi. Este nevoie de proiecte gândite în așa fel încât să ajute copiii cu probleme în familie, pentru că acești copii să aibă un mediu cât mai prietenos în care să crească cu cât mai puține nevoi. Părinții care pleacă la muncă nu pleacă din plăcere, pleacă de nevoie și tocmai din dorința de a le asigura o existență în regulă copiilor lor. Noi, întreaga clasă politică, trebuie să ajutăm prin toate mijlocele pe copii să aibă o viață mai bună, iar pe părinți să se întoarcă acasă la familiile lor, găsind locuri de muncă și condiții de muncă europene. Deputat de Turda, Mircea Vicen Țirinie. Mulțumesc!